Uite, tot am stat până acum să vină aia de la primărie și mizerie de în spate, da? Văd că nu s-o obosesc. Ah, dar voi ați Da. făcut curat. În față, da, mă! Da. Până mai este scara a doua, a treia și a patra de făcut. Și nu mai nu mai veniți. Sună la ei. Păi eu am număr. Să trăiesc, domn director, tot Andrei Câmpian vă deranjează. Da, Ma, spune, vă rog. Da. ce se întâmplă în spatele blocului? Acolo nu mai vin utilajele Domn săritice cu Câmpian, noile. avem tot orașul pentru Aveți tot. gunoi. Avem de pus piatră pe străzi. Avem o grămadă de priorități. Credem că le Păi și facem oamenii într-o anumită așteaptă aici ca ordine. să termine și dumneavoastră spuneți că aveți alte Păi, domn priorități. Câmpian, eu înțeleg, dar ieri am făcut tot ce s-a putut. Dar Așteptați că o este să și pe vină. Nu spatele pot. blocului. Păi și pe spatele blocului, dar tot eu am aruncat și în spatele blocului. No, bine, vă mulțumesc foarte mult. Da, Andrei. Să trăiesc, domn primar. Salut. Am vorbit cu domnul Bolea, nu știu ce se întâmplă. În spate nu vor să-mi aducă utilajele să iau gunoiul din spate. Pentru că Unde ai oamenii m-au vorbit cu el? sunat. Da, și zice că are tot orașul, că face. Eu i-am mai făcut iar Lasă. niște fotografii, deci dacă omul vrea, deci omul dacă vrea să-i pun punctul de vedere că are tot orașul și că zis îl doare în fund, eu așa voi și scrie. Da, lasă că vorbesc eu cu el, bine. Pentru că oamenii au lucrat, au în față, nu Dar mai ieri au este. luat ceva de acolo, nu? Da, dar din spatele blocului n-au luat nimica. Și Din sunt spate n-au strâns, luat. da, sunt strânse, și în spatele blocului nu le-au luat. Lasă că vorbesc eu și Și cu se colegul. împrăștie iarăși, iarăși i-l-a luat. Da, domnul Câmpian. Domnul Bolea, nu a reușit să rezolvați problema și aici. Păi, ați promis ieri, ați văzut, când îmi spuneți o chestie, vă spun înapoi, dar era nevoie să-l sunați pe domn primar.